Sunt Cristian Alexandrescu și vă salut, dragi credincioși. La porțile iadului, când a venit Mântuitorul și au strigat că vine Împăratul Slavei, zice că diavolul a început să vorbească cu cei mai mari ai lui. Taci că-i om, pentru că în grădina Ghețimanii se temea de moarte. Dacă ar fi fost Dumnezeu, nu s-ar fi temut de moarte. Azi vom vorbi despre sfărâmarea porților iadului. Zice că atunci când a bătut în poarta iadului Arhanghelul Mihail, a fost de două ori porunca: ridicați voier porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice. Mihail a fost cel dintâi care a bătut în porțile iadului și Satana întreabă din iad: cine e acesta, Împăratul Slavei? Iar el răspunde: Domnul cel tare în război. A doua oară a bătut Arhanghelul Gavril, care era cu Mântuitorul: ridicați voi porțile voastre, nu le deschideți, ci ridicați-le cu tot cu stâlpi din rădăcină, să intre Împăratul Slavei. Dar Satana întreabă iarăși: cine e acesta, Împăratul Slavei? Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Atunci s-a luminat, a intrat Mântuitorul Hristos în iad și a predicat 30 de ore Evanghelia, cum zice în Penticostar, pentru cei care l-așteptau și nu-l văzuseră, pentru popoarele care nu-l cunoscuseră. Atunci în iad toți prorocii arătau cum se împlinesc prorociile lor pe Golgota. Isaia, care a profețit nașterea mântuitorilor din fecioară: iată, fecioara va lua în pântece, a profețit și de patimă, și cu rana lui noi toți ne-am vindecat, că era om care într-o durere a pătimit, care știa să rabde. Când l-a văzut că suferă, a zis: n-am spus eu despre Mesia în profeția mea? Când a văzut că-i dă oțet pe cruce, David a spus: eu înainte cu 1000 de ani am zis, dat-au spre mâncarea mea fiere și m-au adăpat cu oțet. Când l-au împuns în coastă, prorocul Osea a zis: n-am spus eu, vedea vor pe care l-au împuns. Când i-au luat hainele și apoi au tras sorți, ostașii pentru cămașa care era țesută de Maica Domnului, să nu o împartă, că era foarte frumoasă și era țesută dintr-o bucată, prorocul David a zis: ce-am spus eu cu 1000 de ani înainte? Împărțit-au hainele mele lor și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Fiecare spunea ceva și atunci s-a împlinit ce a spus fiecare proroc de Hristos. Dar vine Sfântul Ioan Botezătorul, căruia-i tăiase capul de curând: voi spuneți prin Duhul Sfânt, dar eu sunt care l-am atins cu mâna în Iordan și l-am mărturisit. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Eu sunt de care a spus prorocul Zaharia, glasul celui ce strigă în pustie: gătiți calea Domnului. Eu am venit înainte, l-am văzut, l-am pipăit și știam că vine. La porțile iadului, când a venit Mântuitorul și au strigat că vine Împăratul Slavei, zice că diavolul a început să vorbească cu cei mai mari ai lui: taci că-i om, pentru că în grădina Ghețimanii se temea de moarte. Dacă ar fi fost Dumnezeu, nu s-ar fi temut de moarte. Dar Satana cel bătrân le spunea celorlalți traci: sunteți proști. El pe voi v-a înșelat ca să nu știți până în clipa învierii cine-i el. El se făcea că se teme ca om ca să vă înșele pe voi. Dacă s-ar fi temut, nu primea paharul de la tatăl, dar el a vrut să meargă pe calea ascultării: fie voia ta, că în capul cărții scris este: am venit să fac voia ta. Și la patimă n-a vrut să fie sămeț, să intre în suferință fără ascultare, tot cu ascultare. De este cu putință să treacă paharul acesta dacă nu fie voia ta. Și aceasta ca să ne învețe pe noi ascultarea, când vom intra și noi în cele mai mari ispite și greutăți, să ne lăsăm în voia Domnului. Doamne, fie voia ta. Eu mă feresc ca om să păzesc, dar dacă este voia ta, vreau să fac ascultare și merg pe drumul ascultării, ascultare până la moarte și moarte pe cruce. Nu există decât două feluri de oameni: cei care îi spun lui Dumnezeu facă-se voia ta și cei cărora Dumnezeu le va spune la sfârșit facă-se voia ta. Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl ca să ne numim fii al lui Dumnezeu și suntem. Pentru aceea lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe El. Iubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Știm că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea cum este. Și oricine și-a pus în El nădejdea, acesta se curățește pe sine, așa cum acela curat este. Ioan 1:3. Această viață este fie o pregustare a raiului, fie o pregustare a iadului. Cei care merg în iad nu doresc să meargă în rai. A merge în rai nu este o schimbare de loc,
ci o apropiere tot mai intimă de Dumnezeul care este pentru ei respingător și vrednic de dispreț. Unii spun că raiul nu are uși. Nu există nimic care să împiedice pe osândiți să intre, nimic în afară de refuzul lor. A intra înseamnă a te împărtăși veșnic din Dumnezeu. C.S. Lewis afirmă, în cele din urmă nu există decât două feluri de oameni, cei care îi spun lui Dumnezeu, facă-se voia ta, și cei cărora Dumnezeu le va spune la sfârșit, facă-se voia ta. Toți cei care sunt în iad au ales aceasta. Fără această alegere personală nu ar putea să existe iadul. Ușile iadului sunt încuiate pe dinăuntru. Astfel este firea unui Dumnezeu iubitor. Cu adevărat, Dumnezeu este iubire și nu doar o persoană care are dragoste. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur, secolul al IV-lea, ne provoacă să experimentăm focul vindecător și dătător de viață al iubirii și prezenței lui Dumnezeu. Să ne îmbrăcăm cu focul spiritual, că ne încingem cu flacăra lui. Niciun bărbat care îi poartă flacăra nu se teme de cei pe care îi întâlnește pe cale, fie fiară, fie om, fie capcane nenumărate. Atât timp cât el este înarmat cu acest foc, toate lucrurile se dau din fața lui, toate fug. Placăra e de nesuportat, focul nu poate fi răbdat, mistuiește tot. Să ne îmbrăcăm cu acest foc, dând slavă Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, a cărora este slava, puterea și cinstea în vecii vecilor. Amin. Ni se spune că în ziua judecăți, când vom sta goi înaintea lui Dumnezeu, atotpătrunzătoarea lumină divină a prezenței sale va deschide cărțile inimilor noastre. Lumina sa va descoperi ce conțin aceste cărți. Ele vor arăta dacă inimile noastre sunt atrase de Dumnezeu sau respinse de El, fie pregustând raiul, fie pregustând iadul. Sfântul Simeon, noul teolog, spune că nu ce credem și ce facem, ci ce suntem va determina starea noastră viitoare. Fie avem o asemănare cu Dumnezeu, fie avem o neasemănare cu El, în viața viitoare creștinul nu va fi cercetat dacă s-a lepădat de lume pentru iubirea lui Hristos, sau dacă și-a împărțit averile săracilor, sau dacă a postit, dacă a privegheat sau s-a rugat, sau dacă a plâns și s-a văitat pentru păcatele sale, sau dacă a făcut vreun alt bine în această viață, ci va fi cercetat cu atenție dacă are vreo asemănare cu Hristos, așa cum Fiul are cu Tatăl Său. Sfântul Irineu spunea, pentru că așa cum cei care văd lumina sunt înăuntru luminii și se împărtășesc de strălucirea ei, tot așa cei care îl văd pe Dumnezeu sunt în Dumnezeu și primesc din strălucirea Lui. Preotul Ioviță Vasile are un răspuns la întrebarea ce înțelegem prin porțile iadului. Și eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Matei 16:18. Aceste preasfinte cuvinte ale Mântuitorului au fost rostite în urma mărturisirii Sfântului Apostol Petru: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Adevărul acestei mărturisiri este, după tălmăcirea Sfinților Părinți, piatra pe care este temeluită Sfânta noastră Biserică Ortodoxă. Însă cuvintele Mântuitorului ne mai arată că până la sfârșitul veacului, biserica noastră va fi războită de puterile întunericului, dar biruința finală va fi de partea ei, pentru că Fiul lui Dumnezeu este capul ei. Ce înseamnă porțile iadului? Pentru o mai lesnicioasă înțelegere, apelăm tot la cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, care a spus: Eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva, se va mântui. Ioan 10:9. Așa cum în viața veșnică, în împărăția lui Dumnezeu, se intră numai ca fiu al bisericii prin Mântuitorul, tot așa în ea se intră prin puterile cele întunecate ale diavolului, fie demoni, fie oameni. Așadar, porțile iadului este un nume generic pentru toți demonii și oamenii aflați sub ascultarea diavolului. Aceștia se ridică cu toată răutatea lor împotriva bisericii lui Hristos, voind cu tot din adinsul să ne piardă în adâncimile iadului. Istoria stă mărturie, precum că între biserică și slujitorii diavolului s-a dus o luptă continuă și ireconciliabilă. O teorie din domeniul geometriei ne spune că dacă dreapta AB este paralelă cu dreapta CD, AB va fi paralelă cu toate dreptele paralele cu CD. Prin urmare, dacă bunoară comunismul a luptat împotriva bisericii,
Sectele luptă împotriva bisericii. Aceste două fenomene sunt paralele prin scopul pe care îl urmăresc, distrugerea bisericii. Identificând și alte multe rele ce se ridică cu ură pentru a nimici lucrarea lui Hristos, Sfânta Biserică Ortodoxă le vom categorisi drept forțe paralele cu cele două din tâi și le vom încadra în numele generic Porțile Iadului. La toate acestea, scopul este același, doar mijloacele și specificul lor diferă. Prin urmare, iubite auditorule, prin faptul că aparții Bisericii lui Hristos, ești într-o luptă continuă cu porțile iadului. De deznodământul acestei lupte să nu te îndoiești nicio clipă, Hristos este deasupra tuturor vremelniciilor și-și călăuzește turma spre biruință și spre împărăția lui Dumnezeu. Nu pleca urechea la propaganda nerușinată și mincinoasă, la toate blasfemiile ce se aduc prea sfântului nume al Mântuitorului. Născocitorii acestora, porțile iadului, se vor pierde în adâncimile iezerului de foc și de pucioasă pentru că Domnul nu întârzie în făgăduința sa. Petru 3:9. Ce spune Sfânta Scriptură despre existența iadului? Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului și dorește ca niciunul să nu piară, ci doar să vină la pocăință. Aceste texte dovedesc că Dumnezeu ne iubește și vrea să salveze toți oamenii. Fiecare om are o șansă de mântuire. Așadar, nu există oameni destinați a fi osândiți. Dar nu se poate uita că în afara voinței lui Dumnezeu de a mântui toți oamenii, există voința lor liberă care poate să respingă iubirea lui salvatoare. Însuși Domnul Iisus de nenumărate ori a spus că renegarea lui Dumnezeu de către om conduce la osândirea veșnică, deci necredincioșii vor fi pentru totdeauna eliminați din viața veșnică și desfărțiți de Iisus Hristos. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor. Toți cei care nu ascultă voința lui Dumnezeu vor auzi următoarele cuvinte: depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Cine crede în Dumnezeu are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Alungarea tuturor celor care nu au primit cum se cuvine invitația la petrecerea lui Dumnezeu este decisivă. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Explicarea istoriei despre trierea sufletelor nu este o metaforă. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. De asemenea, în scrisorile Sfântului Pavel, găsim texte vorbind despre alungarea necredincioșilor din împărăția lui Dumnezeu. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici crăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În textele citate, formulele de osândire au caracter absolut. Nimeni din acești oameni nu va fi invitat la petrecerea mea, nu va avea viață, nu se va așeza în împărăția mea. Din punct de vedere lingvistic, textele cu cea mai puternică încărcătură care vorbesc despre pedeapsa veșnică a iadului se găsesc în Apocalipsă. Pentru a exprima durata timpului fără margini, s-au folosit expresiile în veacuri și în veacul veacului. Nimeni nu poate avea nicio îndoială că textele Sfintei Scripturi indică în mod univoc condamnarea veșnică și elimină orice gând despre apocastază, adică afirmația că osândirea necredincioșilor ar fi temporară, iar pedeapsa lor s-ar termina cândva, deoarece se pot converti. Fecioara de la Fatima a subliniat că cea mai mare tragedie și nefericire umană este păcatul și persistența în păcat, care conduce la negarea totală a lui Dumnezeu, adică în iad. Arătând viziunea terifiantă a iadului, Maria ne-a făcut să înțelegem că, adâncindu-ne în captivitatea păcatului și renunțând la credința în Dumnezeu, multe suflete în mod voluntar merg spre osândirea veșnică. Milostivirea divină, scria Sfânta Faustina, uneori ajunge la păcătos în ultimul moment, într-un mod ciudat și tainic. În exterior vedem ca și cum totul ar fi pierdut, dar nu este așa. Sufletul
luminat de raza puternică a harului final al lui Dumnezeu, se întoarce la Dumnezeu în ultimul moment cu asemenea forță de dragoste, încât într-un singur moment primește de la Dumnezeu iertarea păcatelor. O, cât este de nemăsurată mila lui Dumnezeu, dar o, groază! Există numeroase suflete care în mod voluntar și cu bună știință resping acest har nesocotindu-l. În clipa morții, Dumnezeu milostiv dă sufletului un moment de luciditate interioară și dacă sufletul ar vrea, ar fi capabil să se întoarcă la Dumnezeu. Dar uneori, în suflet cerbicia este atât de mare, încât cu bună știință alege iadul și îndepărtează toate rugăciunile pe care alte suflete le aduc lui Dumnezeu pentru ei și chiar și eforturile lui Dumnezeu. Sunt Cristian Alexandrescu și aștept cu interes părerile voastre în secțiunea comentarii de mai jos. Comentariile voastre, care au un caracter elevat și de bun simț, după cum bine ați observat, sunt luate în considerare. Dacă ați trecut printr-o întâmplare misterioasă sau dacă dețineți informații de interes public, de altă natură decât cel politic, ne puteți contacta pe adresa de e-mail teoriiincredibileoffice@gmail.com, așa cum apare pe ecran. De asemenea, dacă doriți să deveniți colaboratorul nostru ca documentarist, contactați-ne la adresa de e-mail menționată mai sus. Pe curând!